mirate ancume cu bancul, acela cu frunzele căzătoare și cu nebunii. Practic, la spitalul de psihiatrie, toți stăteau în copaci. Și vine doctorul și mai începe să-i consulte. Ba pe unul, ba pe al doilea, ba pe al treilea, ba pe al cincilea, ba nu. Voi de ce stați în copaci? Suntem frunze. Trece, chiar nu a trece. Vine, pardon, vine primăvara, rămân în copaci. Se mai întoarce. Tot n-ați căzut acolo. El nu știa de treaba aceasta cu copacii. Mai trece o lună, mai trece și vara, toamna. Tot n-ați căzut de acolo, dar de ce stați acolo? Noi suntem frunze de copaci. La un moment dat încep să se deștepte nebun. Bă, dar de ce stau eu în copac? Că nu sunt frunze, sunt tot. Așa că se dă jos. Începe câte unul, câte unul. A, tu te-ai făcut bine, câte unul, câte unul. Până când rămâne unul în copac. Tu de ce ai rămas acolo? Eu sunt frunză de conifer. Adică un ac. Și am rămas în vârful copacului. Da, asta e. La fel cum e bacul cu galoșul, dacă îl știi. Cu galoșul, tot așa, nebunul după el, legat cu șoară. Hai cu cucuță, hai cu cucuță, hai cu cucuță. Când? Ce să vezi? Era cu galoș. Să zice ăla, ce cauți cu galoș? Păi e galoș, e pisică, e câine, e nu știu ce. De ce îl legi? A, tu ce ești nebun? Mai trece o perioadă, mai vine doctorul, mai trece o perioadă, mai vine doctorul, mai trece o perioadă, mai vine doctorul. Un timp se satură și el și doctorul. A, ți-ai revenit? Da, mi-a revenit. Îi dă drumul. Primul lucru care îl face nebunul, nu să facă același lucru ceea ce a făcut înainte. Hai cuțu, 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 hai cuțu, cuțu.